Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Cu voi Liviu Mania și astăzi începem o nouă carieră în PES, fraților. Dar înainte să începem, vreau să vă spun, niște chestii, fraților. Poate unii dintre voi ați văzut de ce n-am mai postat eu vreo 4 zile, cred. De ce n-am mai postat nimic pe canal, pentru că am răcit și din păcate nu am putut nici să filmez, nici să fac niciun live și de-aia nu ați văzut vreun episod pe canal. Vreau ieri undeva să încerc să filmez ceva, că mi-am cumpărat un nou joc, un joc cu poveste, și am vrut ieri sincer să încerc ceva să filmez și din păcate nu am reușit, pentru că nu am putut nici să stau picioare, adică să stau pe scaun la birou și să o filmez, pentru că am fost foarte, foarte bolnav. Dar asta nu contează, v-am spus ca să știți și voi. Poate vă întrebați de ce nu am postat nimic pe canal. Bun, și astăzi, cum vedeți și în titlu, cum o să vă spun și eu acum, o să începem o nouă carieră, fraților. Știți și voi că acum câteva zile am făcut un straight poll în care eu v-am pus, dacă vocea mea sună un pic ciudată, e să știți că e de la Răceală, am fost și foarte răgușit, unde v-am pus eu să votați niște echipe și echipa câștigătoare, m-am uitat eu un pic mai devreme, a fost Barcelona. Dacă vreți și voi să vedeți, o să vă las un link link în descriere și o să vedeți acolo că Barcelona a ieșit câștigătoare din acest stropol și o să facem carieră cu Barcelona, bineînțeles. Bun, hai să dăm așa, am dat top player, probabil că o să încerc și la superstar, dar să vedem cum sunt primele meciuri. După 7 minute, aici vom da normal euro și cam atât o să lăsăm aici. Bun, hai să ne alegem acum naționalitatea noastră, bineînțeles. Hai să vedem unde e România. România. Bun, România. Hai să dăm la nume. Bun. Hai să vedem aici la nume. Bun, fraților, o să stai eu foarte mult să umblu la astea, pentru că nu prea mă pricep. Așa o să le facem. Stați o secundă să vedem aici. O să încerc să fac, nu știu, cât de cât să arate, e ok. Bun, hai să schimbăm culoarea la păr. Asta chiar vreau să o schimbăm. O punem negru. Și vreau așa, normal. Hai să vedem, o să lăsăm așa. Nu, o lăsăm așa. Pac. Și cam așa o să fie. Și mai vreau la barbă, dar nu știu unde e, sincer. Cred că aici e. Să vedem. Aici, da. Bun, o să lăsăm la barbă așa sau așa, așa. Și să-i dăm negru. Și să-i dăm așa. Bun, cam asta o să fie, fraților, pentru că nu stau eu, sincer, nici nu mă pricep. Ochelari nu-mi pun pentru că nu are rost. Hai să-i dăm ok. O să-i dăm aici la club și o să ne alegem clubul unde e aici, în la Liga Santander. O să mergem la Barcelona, fraților. Liviu Mania aterizează pe Camp Nou, fraților. Sper să vă placă acest prim episod. Noi o să jucăm. O să vedem, o să vă prezint echipa ca prim episod și dacă vreți și voi, secțiunea de comentarii, să, dacă aveți idei de transferuri, asta contează. Să vedem dacă e Coutinho, sunt curios dacă e Coutinho la Barcelona. Hai să vedem, așteptăm aici, ne prezintă noul antrenor al Barcelonei, aici frumos, Mania, antrenorul Barcelonei, dăm și primul interviu la prezentare. Bun, hai să vedem, fraților, bineînțeles că cum avem aici dat de conducere, normal, trebuie să câștigăm titlu. Și avem deja în săptămâna asta, avem match, cred că e Super Cupa Spaniei cu
Real Madrid. Dar hai să vedem, fraților, aici la game plan, să vedem dacă este și Coutinho. Da, fraților, este și Coutinho. Asta e foarte bine pentru că, sincer, nu mai trebuie să mai cumpărăm și noi. Ca ați văzut și voi la pe ultimul episod din cariera cu Inter, când am jucat finala UEFA Europa League, am jucat cu Liverpool și știți și voi că Coutinho era la Liverpool, dar vedeți și voi că Coutinho e la Barcelona, așa că eu nu o să fac momentan niciun transfer. O să lăsăm transferurile în episodul viitor. Aștept și părerile voastre în secțiunea de comentarii, ce jucători vreți să aducem la echipă sau ce jucători vreți să vând la echipă. Poate reușim să-l aducem pe Neymar înapoi, dar sincer nu m-ar interesa. Hai vedem că avem aici niște oferte pentru Cucurella de 700.000. Cred că o să-l dăm. Avem bugete 65 de milioane, deci avem destui de mulți bani. O să-l dăm pe tânărul ăsta jucător, nici n-am auzit de el. Și pe cine mai vreau eu să mai pun pe lista de transferuri? Ar fi așa, hai să vedem, să luăm echipa. Avem o poartă pe Ter Stegen, aici e Mina ca fundaș, din Sergio Roberto, Jordi Alba, Rakitic. Bă, pe Busquets, sincer, l-aș pune pe lista de transfer, hai să vedem. Paco Alcácer, Coutinho. Coutinho valorează 34 de milioane, Messi 63, oricum nu o să-l dau pe Messi. Silesen ca portar, avem, dacă mai avem Ortola, o să-l pune și pe el pe lista de transferuri. Hai să vedem. Și jucătorii ăștia tineri, vedeți și voi, ăsta l-am dat. O să-i punem și pe băieții ăștia să vedem. Oriol Busquets la fel, pentru că sincer nu ne ajută. Vreau să aducem un mijlocaș acolo bun, dar am văzut că e și Dembele și așa că nu știu, vom vedea, fraților. Nu știu, asta ia să vedem la statusul echipei. Așa, Iniesta, Busquets și Messi. Așa, momentan nu avem ce vedea pentru că încă nu am început să jucăm. Să dăm next, să vedem. Și o să ne oprim undeva la meciul cu Real Madrid. Adică episodul viitor să începem a juca direct cu Real Madrid. Bun, hai să vedem, fraților. Aici avem Digne, că nu știu, să vedem. Bun, și deja avem meci cu Real Madrid. Ia să vedem, aici avem o conferință de presă cu antrenorul și cu Messi aici despre meciul cu Real Madrid din Supercupa Spaniei. Dar cum v-am zis, fraților, nu o să jucăm. Știți că eu când încep o nouă carieră, eu nu joc în primul episod, eu nu joc nimic. Facem decât prezentarea echipei, a jucătorilor. Hai să vedem aici, avem la statusul echipei. Hai să mai vedem aici la echipă, să vedem cum o să jucăm așa. Bun, să vedem aici. Deci uitați-l, avem și pe Ousmane Dembélé, care puteți să jucăm în locul lui Coutinho sau chiar aici puteți să jucăm cu el. Și o să-l punem pe Coutinho aici, adică normal, Coutinho cu Dembélé, Messi, Suarez. Dar sincer aș prefera să joc cu Messi așa. Asta ar fi, dar nu, știți cum facem, o să ieșim de aici și o să dăm, cred că aici e undeva, ba nu, o să lăsăm aici și facem echipa pentru meciul cu Real Madrid. Hai să vedem, cu putere noi să jucăm, un 4-3-2-1 ar fi o chestie, dar nu, 4-2-2 nu, hai să vedem, lăsăm, nu mai facem așa și modific eu aici. Deci o să joace Messi aici normal, Dembele nu o să joace, bineînțeles, și o să jucăm decât cu un singur atacant. Ia să vedem ce putem să mai punem noi aici. Avem pe Paco Alcácer, care o să joc cu el, din păcate. Așa, hai să vedem, așa, și aici o să joace Coutinho, care o să-l dăm un pic mai așa. Bun. Și pe Messi, cum v-am spus, așa.
Rakitic, uitați un pic, așa, la fel și Busquets, poate o să reușim să-l dăm pe Busquets, dar nici echipa asta nu m-ar avantaja cu doi atacanți și rămâne cu doi mijlocași. O să mai încercăm să schimbăm un pic formația. Hai să vedem așa. Cred că așa o să jucă, fraților. Un 4-2-3-1. Bun. Așa, pe Messi îl punem normal aici. Așa. Aici o să-l punem pe Rakitic în spatele lui Suarez. Suarez va rămâne la atac. Bun, hai să vedem. Iniesta o să joace în locul lui Paco Alcacer și o să-l schimbăm cu Busquets. Busquets sper că va pleca de la echipă. Așa. Ce se întâmplă aici? Aici trebuia să dea Piqué, normal. Unde e Piqué? Piqué și un Titi în apărare. Așa. Jordi Alba, Piqué, un Titi și Sergio Roberto. Și poartă Ter Stegen. Și cam asta o să fie echipa. Un 4-3-3. Așa o vom juca, fraților. Cu Messi și cu Coutinho pe benzi. Rakitic în spatele lui Suarez. Busquets și cu Iniesta. Și o să-l punem pe banca de rezerve și pe Dembele. Hai să vedem pe cine mai avem aici. Sincer, Denis Suarez e un jucător bun. Așa, avem pe Semedo, care îl punem și pe el aici. Paulinho la fel. Și restul trebuie să ne cumpărăm, fraților, jucători, pentru că stăm cam prost la rezerve. Bun, hai să vedem. Să dăm aia niște negocieri pentru un mijlocaș. Hai să dăm aici. Hai să-i dăm ofertă lui Neymar, să vedem. De la naționalitate. Ba nu, să-i dăm direct la club. La club. Hai să vedem. Sunt curios să vedem cât vor cere cei de la PSG pe Neymar. Sunt curios să vedem. Hai să vedem unde. Sincer, m-ar interesa Neymar, dar nu știu, fraților. Nu o să-i dau. Adică hai să-i dăm. Sunt curios să vedem. I-am dat lui Neymar. Poate vom reuși să-l aducem pe Neymar înapoi. Ar fi o chestie. Bun. Deci hai să vedem mai departe. O să dăm aici la... Unde era aici? Să vedem ce vom avea episodul viitor. Deci episodul viitor vom juca prima manșă din cupa, din Supercupa Spaniei. Dubla manșă cu cei de la Real Madrid. Și pe aia o să începem în campionat, fraților. Cu Valencia. Și da, cam astea sunt. Nu avem primele meciuri, să știți, în campionatul ăsta, așa, de grele, în afară de acum Supercupa, fraților, Supercupa Spaniei, care vom juca cu Real Madrid. Hai să vedem aici play-off. Oricum, Barcelona nu joacă în play-off, joacă direct în grupe. Deci nu este Barcelona în play-off. Hai, fraților, să vedem aici. Asta e play-off sau cum ar fi tururile alea preliminare din UEFA Champions League. Ia să vedem sau nu. Ba nu, sunt echipele care participă în UEFA Champions League, nu e tururile, că am văzut că este și noi acolo. Ia să vedem, este Steaua, normal. Echipe românești, ia să vedem, este Steaua și cine mai e? Botoșani. Și cine mai este?
și cam atât din România. Poate avem noroc să picăm cu vreo echipă din România în grupe. Bine, eu nu-mi doresc lucrul ăsta, dar vom vedea. Băi, fraților, cam atât cu acest prim episod din cariera cu Barcelona. Sper să facem față, să fac față la Barcelona. Sper să câștigăm UEFA Champions League-ul, campionatul, cupa, să câștigăm tot. Toate trofeele vreau să le câștigăm cu Barcelona, că de-aia am și venit aici. Ați văzut și voi cariera cu Inter, că am câștigat decât două trofee, cupa și Europa League. A fost o carieră frumoasă și cu Inter, dar din păcate nu am putut să câștigăm campionatul, dar vom, poate vom câștiga la Barcelona. Bun, ca o dată cu acest prim episod, n-are rost să jucăm, fraților. Știți și voi că eu primul episod nu prea, nu, adică la orice carieră ați văzut că eu nu joc primul episod. Ați văzut, v-am arătat echipa, am făcut primul 11, cum vom juca, așa vom juca formația asta, 4-3-3, cu Messi pe bandă și cu Coutinho și în atac doar Suarez. Și o să ne trebuiască să ne luăm, vreau să ne luăm un atacant și ceva în locul lui Busquets. Venim, poate putem să-l dăm pe Busquets, ceva lângă Iniesta acolo, în locul lui Busquets. Nu știu, asta vom vedea episodul viitor. Nu uitați, dacă aveți idei de jucători, de transferuri, să lăsați în secțiunea de comentarii. Dacă vreți să luăm și un români la echipă, lăsați în secțiunea de comentarii, adică orice transfer care vreți voi să-l aduc eu la echipă, aștept propunerile voastre în secțiunea de comentarii. Cariera asta vreau să o facem și să o fac împreună cu voi, adică la transferuri vreau să vă ocupați și voi, nu numai eu, adică voi dacă spuneți un jucător 2-3 și eu reușesc să fac transferul acelui jucător, eu o să menționez numele, adică voi, unul dintre voi, dacă spuneți un jucător, că vreți să vedeți un jucător la echipă și eu reușesc să aduc acel jucător la echipă, o să îi menționez persoanei respective numele la fiecare video. Adică dacă, dau un exemplu, îl readucem pe Neymar la echipă, ție care ai spus cu secțiunea de comentarii adul pe Neymar, o să ți spun numele în videoclip și o să-ți mulțumesc că ai spus că ai avut o idee de transfer. Adică orice transfer reușit, voi pronunța numele persoanei care a avut ideea de transfer în fiecare video. Cam atât, fraților, să mă scuzați cu dacă am o voce ciudată, dar v-am spus și la începutul videoclipului că răceala asta m-a terminat, fraților. N-a putut să mă dau jos din patul vreo două zile și n-a putut să filmez nimic. Dar sper că să revin mai bine, că nici acum nu sunt refăcut 100% și să revin cu un live de revenire și să punem noi episoade pe canal. O să încerc să vedem dacă pot să filmez și noul joc care l-am cumpărat. E un joc cu poveste, e un joc care mi l-am dorit să-l iau de ceva timp, dar sincer m-am gândit odată și pe aia am renunțat și l-am cumpărat pentru calculator și mi se pare destul de ok. O să vedeți mai multe, bineînțeles, la fiecare episod postat pe acest canal. Cam atât, fraților, sper că v-a plăcut acest prim episod din cariera cu Barcelona. N-am făcut eu prea multe lucruri în primul episod, dar știți și voi, na, în primul episod v-am arătat echipa, am văzut și că suntem în Champions League, avem și două echipe românești, Botoșaniu și FCSB. Sper să picăm în grupă ușoară. Bine, Barcelona nu contează, știți și voi că Barcelona e o echipă puternică. Dacă or să fie meciurile prea ușor, o să schimbăm pe superstar. Și cam atât. Uitați, aștept propunerile voastre de jucători, de transferuri, ce jucători vreți voi să vedeți la echipă și să ne auzim cu bine data viitoare la un nou video. Pa, pa!